Până în luna mai. Până în luna mai acoperim cheltuielile dacă le comparăm cu anul 2020. Dacă luăm istoricul anului 2020. Încercăm prin credit, încercăm să luăm toate cheltuielile care erau susținute de Consiliul Județean, să reducem pe investiții din credit, cheltuieli de funcționare pe care încercăm prin credit să le luăm, să putem să cofinanțăm proiectele județului Călăraș, adică ale administrațiilor județului Călăraș și OAT-urile, care vor avea solicitări și e clar că dacă la Consiliul Județean nu au venit sume să echilibreze bugetele, să le putem susține proiectele, imaginați-vă ce bugete vor avea primăriile din județul Călăraș. Cred că tot așa diminuate la 40% din bugetul real pe care îl asigura de obicei sumele din bugetul național ca să susțină cheltuielile Consiliului Județean.